9 și 35 de minute, bună dimineața din nou, de la această oră suntem live și pe pagina de Facebook Ziua de Cluj, alături de mine și de dumneavoastră prin telefon în această dimineață primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația mea și sunteți alături de noi, domnule primar. Bună, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. A 16-a zi de război și lucrurile, domnule primar, se pare că nu se îndreaptă spre nimic bun. În continuare sunt bombardamente. Discuțiile care au avut loc între Federația Rusă și Ucraina în Turcia n-au ajuns până la urmă n-au ajuns la niciun comun acord, să spunem așa. Pe de altă parte, dacă ne uităm, și aici vreau să vă întreb ce înseamnă pentru noi vizita vicepreședintelui Statelor Unite ale Americii în România. Kamala Harris se va întâlni astăzi cu președintele României, Klaus Iohannis. În primul rând, așa cum spuneam încă de săptămâna trecută, ne așteaptă un maraton și un sprint de sprijin pentru Ucraina. În consecință, nu ne așteptăm ca acest conflict să se încheie peste noapte, pentru că odată declanșat e greu de încheiat și nu știi exact cât duce. Cert este că orice zi în care Ucraina și Kievul rezistă înseamnă subminarea și slăbirea puterii regimului de la Kremlin și în acest sens este încă o dată de admirat eroismul, devotamentul și determinarea poporului ucrainean de a-și apăra propria nație, de a-și apăra propriul teritoriu, de a-și apăra propriul destin, împotriva unui invadator care a decis că națiunea ucraineană nu trebuie să mai existe. Vă dați seama ce înseamnă asta în secolul 21, să gândește în asemenea manieră, o națiune nu are dreptul să mai existe, pentru că așa este voința ta. Acum, răspunzând direct la întrebarea legată de prezența vicepreședintelui Statelor Unite la București, este clar că aceasta arată determinarea Statelor Unite de a-și respecta partenerul strategic cu România, determinarea Statelor Unite în cadrul NATO de a apăra fiecare centimetru de pământ al unei țări NATO, de a arăta solidaritatea Statelor Unite cu România în fața acestei crize, într-o țară care se află la porțile războiului, așa cum este de altfel și Polonia. Arată încă o dată că suntem de partea corectă a istoriei, că poporul român a ales bine atunci când a ales Alianța Nord-Atlantică, a ales integrarea euroatlantică, a ales destinul păcii și prosperității. Pentru că orice popor care ieșit din totalitarism s-a dus spre Europa, adică s-a dus spre democrație și libertate. E păcat că Rusia nu poate oferi un spațiu de democrație și libertate pentru popoare ca să fie atractiv. Ei vor să-și facă atractiv sistemul prin rachete, prin teroare, prin ucidere de copii, de civili, prin reprimarea sistemului independent de mass media și prin toate atrocitățile respective. Nu așa devine un sistem politic credibil și atrăgător. Îl devine atrăgător prin prosperitate și libertate. Or, asta a reușit Uniunea Europeană. Iar Rusia, dacă nu are această șansă de a oferi părții de lume pe care o reprezintă alternativa prosperității și a democrației, atunci oferă perspectiva autoritarismului și a războiului. Atunci ce se facă să aducă democrația în stil sovietic, cu tancurile și cu rachetele. Dar epoca aceasta ține de domeniul trecut. Și mai devreme sau mai târziu, repet, acest regim își va găsi sfârșitul. Din păcate, acest război ne afectează pe toți, toată Uniunea Europeană, implicit și pe noi, pe români, din punct de vedere economic. Dacă ne uităm puțin ceea ce s-a întâmplat la începutul pandemiei de COVID în magazine, nu mai găseai făină, nu mai găseai drojdie, această nebunie a început undeva miercuri la pompele de carburant din Cluj-Napoca și nu numai, din toată România. Dacă ne uităm în magazine, au apărut pe site-urile, au fost tot așa marți postate pe site-uri un litru de ulei la 17 lei. A început iarăși o nebunie în magazine, toată lumea a cumpărat ulei să-și facă stocuri de ulei. Și lucrurile nu funcționează cum trebuie. Cred că și aici,
nu numai la noi, și în Germania, și în Spania, toată lumea își face stocuri de ulei de floarea soarelui, domnule primar, și nu numai carburanți. Aici a fost o problemă și aici vreau să vă întreb dacă nu cumva ar fi trebuit să intre și poliția rutieră puțin și poliția locală. Miercuri, în acea isterie a carburanților, au fost oameni care au petrecut ore în șir în trafic, nu puteau trece, au rămas blocați datorită celor mașinilor care stăteau să alimenteze. Temerile oamenilor în situații de război sunt de înțeles. Dar tot de înțeles trebuie să rămână faptul că România are situația sub control din toate punctele de vedere. Deci președintele SUA este în România, dar ce mai înaltă garanție de securitate a NATO și a Americii că acest teritoriu, această țară, nu are nicio problemă din punct de vedere al războiului, care este în Ucraina, din perspectivă militară. Suntem și vom fi o țară independentă, liberă, o țară a Uniunii Europene. Evident că la porțile tale când este război, nu poți să nu spui că n-ai teme, nu poți să spui că ești optimist, că ești fericit și că privești cel la fel de finit ca ieri. E firesc ca oamenii să aibă asemenea temeri, dar trebuie să nu cadă pradă dezinformărilor, trebuie să se ferească de a cădea în capcana știrilor false, trebuie să judece cu echilibru și să nu treacă dintr-o extremă în alta. Cum a fost și cu carburantul, că cineva pune undeva cu un nebun 11 lei litru, trebuie să sară toți să cumpere 11 lei litru carburant. Nu, cei care și-au făcut plinul cu 10 lei, astăzi îl cumpără în continuare cu 7 lei litru de motorină. Deci, nu avem asemenea probleme, pentru că dacă ar fi probleme, autoritățile statului român ar anunța din timp ca populația să se pregătească într-o manieră decentă și echilibrată. Știrile false și dezinformările, evident că sunt la modă, mai ales în perioada aceasta de incertitudine cu privire la război. Dar am spus încă, din primul moment, slujenilor, că să aibă încredere în autorități, să aibă încredere că știm ce avem de făcut, să aibă încredere că avem situația sub control și că, evident, pot să fie fluctuații de produse, că unele se găsesc mai mult, altele se găsesc mai puțin, dar nu există criză, nu este penurie. Avem toate cele necesare asigurate, de la petrol și combustibil până la resurse alimentare care nu se pun sub discuție, că nu sară lumea să-și cumpere euro, că nu face decât să majoreze o piață speculativă. Euro trebuie să rămână acolo unde este locul lui, în jurul lui 5 lei și nu în altă parte. La pașapoarte nu se înghesie lumea, că pașapoartele se emite în continuare cât trebuie și pentru cât este nevoie. Adică nu da, dar vedeți, la pașapoarte site-ul a fost blocat aproape 2 zile, s-a accesat foarte greu și luni erau deja programările pentru sfârșitul lunii mai aproape. Bine, mine nu poate opri și pe să nu se-și facă asemenea de mers. E un drept legal și bineînțeles că el alege să facă o programare atunci când dorește. Ce trebuie să înțeleagă, că lucrurile sunt sub control și nu sunt motive de îngrijorare din această perspectivă. Dar, repet, îngrijorările oamenilor sunt firești și, evident, trebuie să-și ia informațiile din surse oficiale. Astăzi, dacă ție informații din surse oficiale, cu siguranță această panică nu ar avea loc. Referitor la pandemia, la refugiați vreau prima dată să vorbesc. Cum funcționează lucrurile la Cluj-Napoca? Aveți date câți refugiați sunt la ora actuală? Avem la începutul săptămânii viitoare, facem săptămâna la această analiză. Deocamdată pe sistemul instituțional al statului român nu avem solicitări, sunt doar acele persoane care sunt pe banii lor în Cluj sau sunt persoane care sunt în trecere sau sunt persoane care stau la persoane private. Iar noi acordăm sprijin atât celor care sunt prezenți în Cluj prin colaborarea pe care avem cu prefectura și cu instituțiile societății civile, plus evident ISU. De asemenea, acordăm consistent și constant sprijin în Ucraina. Acum căutăm să sprijinim câteva orașe și din Republica Moldova, pentru că ei au probleme mari cu refugiații și centralizăm nevoile lor și le vom acorda sprijin, fie pentru oamenii din Chișinău, fie pentru cei din orașul Sfântul Ungheni, pentru cei din Cahul, cu care avem legături și pregătim un pachet de sprijin. De asemenea, pentru ceea ce înseamnă viitorul, suntem pregătiți și aici sub coordonarea ISU și a prefecturii, pregătim un centru integrat de primire a refugiaților. Primăria a pus la dispoziție acest teren, se are în vedere amenajarea lui. O să vă dăm datele sau o să vă precizeze prefectura detaliile concrete, pentru că noi doar suntem partea acestui demers și susținem cu tot ce ține de noi și partea de integrare și partea de cazare, dacă va fi nevoie. Ne așteptăm
la un afluț mai mare de refugiați în perioada următoare, având în vedere derularea conflictului din Ucraina, dar, repet, având situația sub control și fără probleme pentru derularea normală a vieții noastre, și spun încă o dată, e un maraton, nu este un sprint, și susținerea fiecăruia dintre noi este necesară pentru o lungă, lungă perioadă de timp. Acest conflict nu se va încheia nici azi, nici mâine, ci când se va ajunge la un acord, cu siguranță o zonă de conflict rece va rămâne. România va rămâne, cu alte cuvinte, o lungă perioadă de timp în istoria care urmează, ultimul bastion de democrație înaintea Estului sovietic, ultimul bastion al NATO, ultimul bastion de credibilitate al acestei părți de lume civilizate și moderne în raport cu Estul dominat de Uniunea de Rusia, fosta Uniune Sovietică. Deci, ceea ce e important să știe lumea, că din ceea ce noi avem asigurat ca relații de securitate, nu vom avea probleme pe teritoriul țării noastre. Evident că lucrurile care se vor resimți peste tot în lume legate de criza carburanților, de criza gazului, de trecerea la independența energetică a Uniunii Europene, e posibil să mai fie anumite evoluții ale prețurilor, dar iarăși aici autoritățile sunt pregătite să intervină. Iar genul ăla de activități de speculă și de combustibil pe care le-au făcut în zilele trecute de vinzenerii, a zis că au fost sancționate drastic și fără echivoc, nu este permis să specula și să beneficiezi de temerile oamenilor, adică să exploatezi temerile oamenilor pentru a face profit, cum au fost câteva benzinării din România, așa a fost amendate, a zis, cu amenzi exorbitante. Și să repete, păi 100.000 de lei, nu mi se pare o amendă exorbitantă, 100.000 de lei. Față de cât vinzi într-o zi la o benzinărie, e un lucru care se arată că statul român este puternic și aplica sancțiune prevăzută de lege, plus celelalte sancțiuni complementare care pot să urmeze în continuare. Dar asta arată că statul român este puternic prin autoritățile sale și prin instituțiile pe care le are și este o voință clară a guvernului de a pune capăt acestor tentative de dacă tot ne-am întors, domnule primar, dacă tot ne-am întors la benzinării, că aici a fost un haos în oraș, trebuia poliția să facă, nu știu, să fie în stradă, să dirigeze circulația. A fost în stradă, ce să-ți facă, nu pot să-i trimis o mancață. A fost, domnule primar, că eu am umblat la 6 benzinării și pentru ziua de Cluj și n-am văzut niciun polițist în stradă. Polițiștii își fac datoria acolo unde trebuie, conform prevederilor legale. Oamenii, dacă doresc să stea la coadă, nu-i poți opri. Ce să-i faci? Dacă omul vrea să-și cumpere benzină, poți să trimiți acasă, nu poți să trimiți acasă. Evident că atunci se creează ambuteiaje și se creează aceste așteptări în trafic. Nu se poate vine să vină polițistul să pună benzină în locul tău în rezervor. Dar dacă ai dorit să stai la coadă, evident că acest drept nu se poate fi luat. Vreau să... Ce ați dori să facă polițistul? Nu știu, să dirigeze cei care au stat, de exemplu, vă dau un exemplu concret, au fost la ieșirea din Cluj-Napoca la un moment dat și era Traian Vuia era blocat pe sensul dinspre aeroport înspre Cluj. Așa este, când sunt asemenea ambuteiaje generate de evenimente neprevăzute, peste tot în lume sunt ambuteiaje. Vreau să vă întreb puțin de pandemia COVID. Avem o incidență în scădere la Cluj-Napoca, din ce date am eu, 11,46. A fost ridicată starea de alertă. Purtarea măștii este relativă acum, adică e la fiecare, dacă vrea să poartă, poartă, dacă nu, nu. Dintr-o dată a dispărut pandemia, ar trebui să avem în continuare grijă, să ne vaccinăm sau toate lucrurile intră prin făgaș normal? Mesajul meu a fost constant și va rămâne același. Responsabilitatea individuală și colectivă trebuie să rămână. E adevărat că această pandemie încet, încet se transformă într-o gripă obișnuită. Deci, practic, va mai rămâne, dar sub forma unei gripe obișnuite pe care o faci, în forme foarte ușoare dacă ești vaccinat, poți să ai forme mai grave dacă nu ești vaccinat. Nu trebuie să trecem dintr-o extremă în alta. În consecință, prudență și respectarea regulilor fundamentale, până la urmă, de sănătate și de igienă. A purta mască e o formă de respect atât de ceilalți atunci când ești răcit, atunci când știi că poți să transmiți un virus. Amintiți că înainte de a apărea pandemia asta, ne uitam un pic dubios când mergeam prin aeroporte internaționale și vedeam oameni din astea care veneau cu mască și ziceam, domnule, dar ce poartă ăștia mască din aeroport? Era o formă de respect al lor pentru cei pe care îi întâlneau, pentru că asta arată gradul de civilizație. Acest lucru trebuie să rămână în continuare, să porți mască în spațiile aglomerate, să porți mască dacă ești răcit sau ai mici semne de
de așa ceva, să te spui în continuare pe mâini, să respecti igiena elementară, evident să te vaccinezi pentru lucru fundamental, iar ceea ce am spus și în primărie, lucrurile bune câștigate cu ocazia pandemiei trebuie să meargă în continuare, și anume respectarea programului decalat la primă reședire la 7, la 8 sau la 9, gradual, pentru că asta nici nu aglomerează traficul și transportul în comună, pe de o parte, și asigură o mai bună fluență a activității în primărie. De asemenea, să păstrăm pentru cei care pot și serviciile permite și natura funcției și munca de la domiciliu, ce zic de păstrat în continuare. De asemenea, să păstrăm audiențele în funcție de formatul tichetului albastru și a contactului virtual cu cetățenii oricât ne este solicitat. De asemenea, să extindem procedurile digitale astfel încât oamenii de acasă să facă toate actele și procedurile de care au nevoie. Și în final spun, lucrurile bune să se adune, cererele se spele. Au dispărut restricțiile care au fost prohibitive și care ne-au îngrădit viața, dar în același timp să rămânem responsabili, pentru că până la urmă e viața noastră în joc și acum mai mult ca niciodată responsabilitatea individuală este cea mai importantă. Domnule primar, la podul porțelanului și în parcul feroviarilor, când încep lucrările? Sunt două lucruri complet diferite. Una e în licitație, una e în lucru. La una este semnat contractul la parcul feroviar și se continuă activitățile specifice de realizare a proiectului până în 2023, deci suntem în grafic, acum nu putem să vă spunem detaliile la fiecare piatră care se ridică, dar lucrările sunt începute la parcul feroviar din punctul de vedere legal și a contractului semnat. La podul porțelanului sunt două firme care au depus oferta, sunt în examinare, va fi gata și a judecată licitația până la sfârșitul lunii martie. Dacă nu sunt contestații, în aprilie se poate începe la lucru, dacă vor fi contestații în aprilie se vor rezolva contestațiile, după care 7 luni de zile termenul de executare a lucrării, deci până la sfârșitul anului va trebui să fie gata podul porțelan. Aici vreau să vă întreb, având în vedere că toate prețurile au explodat la materialele de construcții, la beton, sunt și la asfalt și nu numai, sunt firme care au contractate lucrări și momentan nu le efectuează tocmai datorită faptului că aceste prețuri au explodat și nu se mai încadrează în bugetul pe care l-au licitat? Adică trebuie să vină cu bani de acasă ca să facă aceste lucrări? Nu, în acest moment nu avem nicio lucrări suspendată, dar avem evident o creștere a bugetului. Adică avem o creștere cu 15-20% a bugetului față de cel inițial, pentru că legea permite o creștere de 10-15-20% pe ordonanța de urgență în vigoare de majorarea prețului la contractele în vigoare. Deci este cadrul legal să majoreze prețul dacă le se certifică la acele lucrări unde prețurile au crescut. Deocamdată nu avem blocaj, dar avem, evident, dificultăți financiare, pentru că acești bani trebuie acoperiți din bugetul local și trebuie să luăm dintr-o parte ca să asigurăm continuarea proiectelor pentru proiecte care, repet, au fost prevăzute să se termine cu 10 lei și acum trebuie să le termin cu 12 lei. Și aia 2 lei trebuie să iei de undeva ca să-i poți finanța. De fapt, Clujul nu are probleme de asigurare a continuării finanțării, dar presiunile pe buget sunt foarte mari. Creșterea prețului la utilități, la tot ce înseamnă iluminat, căldură, este exorbitant. Noile contracte acum se încheie în alt termen decât în anii anteriori. Deci noi am avut o șansă că am avut ceva contracte încheiate la prețuri din trecut și nu am avut un impact foarte mare. Dar acum când încheiem noile contracte pe iluminat, pe căldură, pe utilități publice, pentru școli, pentru Spitalul Clujana, prețurile sunt foarte mari. Și iarăși este o presiune imensă pe bugetul local de a suporta aceste creșteri. Dar, procentual, ce înseamnă această creștere, domnule primar, pe noile așteptăm încheierea contractului și o să vă precizez exact. Dar oricum creșterea este de 15, 20, 30, 40%. Deci variază între 10 și 40%, depinde de situație. Aici este acea ordonanță care vă dă posibilitatea să măriți cu 15, adică să le alocați 15-20%, dar sunt anumite... Cu cât trebuie, cu cât este prevăzute lege, pentru că la unele majorare de 40%, la cum a fost la fier beton sau nu știu ce, la cupru, la altele majorare de 5%. Și în funcție de asta, o medie este pe ansamblu de 15-20%, dar, repet, să analizeze fiecare element concret potrivit prevederilor legale. Aici este chestiune de aplicare a legii, nu este altceva un lucru, dar nu că nu este totova 15-20%, ci pentru fiecare componentă concretă dintr-un contract se majorează în funcție de creșterea prețului la componenta respectivă. De ce v-am întrebat acest lucru? Pentru că în anumite comune s-au stopat lucrările de asfaltare datorită creșterii mult mai mare decât 15-20% cât îți permite legea să le acorzi.
Bun, nu știu situația în alte comune, Clujul nu-i comună deocamdată, dar să nu înseamnă că nu avem probleme de presiune financiară uriașă pe bugetul local. Dar deocamdată facem față situației, în fiecare zi am această agenda pe masă, lucrez, îl direcționez și coordonez activitățile astfel încât să nu fie probleme cu derularea proiectului. Până în acest moment nu avem probleme. Domnule primar, 10 fără 5 minute, vă mulțumesc mult de prezența în emisiune, vom părăsi...